Dacă până acum ai încercat să pui tonul de pe telefon și nu ai reușit, în acest clip îți voi arăta cât de simplu este. Începem chiar acum. Dacă ești interesat de trucuri și sfaturi pentru a crește pe YouTube sau pe Google, te invit să te abonezi pe acest canal. Eu sunt Ionuț de la Mac.ro, bun venit pe un nou clip. Acest clip este cerut de un abonat al acestui canal, numit tipul ăla magic. El a pus întrebarea, dacă legitimă, cum facem dacă avem doar un mobil și cum putem să punem thumbnail-uri pe clipurile noastre, pentru că, după cum am spus, este foarte important ca aceste thumbnail-uri să apară pe toate clipurile voastre. Voi folosi un Android, dar principiul este același și pe iPhone. Voi folosi două aplicații, în primul rând browserul Chrome și apoi YouTube Studio. Cele două aplicații pe care vă recomand să vi le instalați și voi. În primul rând, browserul Chrome este al celor de la Google, care de altfel dețin și Android. Iar YouTube Studio este o aplicație fără de care nu puteți să faceți YouTube de calitate. Chiar vă recomand, am mai vorbit de ea în alte clipuri, vă recomand să vă instalați. Deschideți Google Chrome, aveți în partea dreaptă sus cele trei puncte și bifați aici versiune desktop. Eu am zis, trebuie să fie bifată, după cum vedeți, versiunea site desktop. În acest fel, veți avea acces la site-urile voastre ca și cum ați fi pe calculator și nu pe mobil. Puteți să dați zoom de zona. Intrați pe YouTube. Deja aici lăsăm să încarce site-ul și vedem. Mi-a apărut aplicația aceasta, m-a apăsat pe studio de creație, s-a deschis partea din spate de administrare a canalului vostru, mergem pe canal și verificăm dacă este bifat partener verificat. Dacă nu, o să trebuiască să ne verifice acest cont. E simplu, pur și simplu veți intra, stați să văd dacă reușesc să intru pe un alt cont. Și apăsați pe confirmă. Bineînțeles, puteți să îi spuneți țara de unde sunteți, doreți să primesc un apel vocal sau text. Cum vreți voi, aici este la alegerea voastră, pur și simplu adăugați numărul de telefon și dați trimite, veți primi un cod de verificare, după care sunteți pur și simplu verificați. Intrăm din nou în contul principal al meu pentru a vedea dacă vedeți, canalul este deja verificat, mi-a spune după acesta. Vedeți ce simplu este, pur și simplu aveți varianta desktop a YouTube-ului pe telefonul vostru, doar pur și simplu bifați acolo. Fiecare sunt mai multe browsere, puteți să folosiți oricare dintre ele, fiecare dintre ele are această posibilitate de a vă da versiunea de desktop a oricărui site. Puteți inclusiv să răspundeți la mesaje, puteți să faceți tot ce vreți voi direct de pe mobil, fără o altă aplicație. Bineînțeles, aici, în momentul în care încărcați, puteți să adăugați thumbnail-ul sau puteți să adăugați, după cum vedeți aici, este acel a patra iconiță de sus în jos, ultima aici, trebuie să schimbați, trebuie să adăugați și așa mai departe. Vedeți că aici îmi cere acces la fotografii, dacă vreau să adaug fotografii, bineînțeles, vezi, dar permiteți tot timpul și eu în momentul ăsta voi închide că nu mă interesează. Dar voi trebuie să dați acces și pur și simplu încărcați de pe telefonul vostru orice thumbnail care deja l-ați făcut prin tutoriale pe care vi le-am arătat.
După cum vedeți, simplu, se încarcă, cum ai spus, și apoi salvează modificările undeva în colț. Eu pur și simplu mă joc pe versiunea de PC a site-ului YouTube. N-am nicio problemă în a adăuga de la tag-ul până la descriere și așa mai departe. E ușor, să zic așa, YouTube a făcut acești pași, a făcut foarte simplu de realizat. Deci, în momentul în care veți dori să vă adăugați un thumbnail, simplu, pur și simplu, bifați. Repet, trebuie să vă confirmați contul de YouTube, după care, prin adăugarea unui număr de telefon, după care aveți acces la mai multe opțiuni, printre care și aceasta de adăugare a thumbnail-ului, ceea ce este foarte, foarte important. A doua aplicație de care vă vorbeam mai devreme, YouTube Studio, pur și simplu se încarcă din magazin Play sau pentru varianta pentru iPhone, după care deschideți aplicația, dar în prealabil ar fi trebuit să fi făcut pasul acela cu verificarea contului de pe Google Chrome, după care puteți de aici, din această aplicație, puteți pur și simplu să încărcați, dați click pe orice clip, apăsați acest creionaj și puteți editați. Pe lângă multe alte lucruri, puteți să adăugați și miniatura sau să o editați, după cum vedeți apare, editează miniatura pe ecran. La fel, puteți să editați descriere, titlul. Dacă nu aveți instalat această aplicație, YouTube Studio, vă recomand să o faceți. Din punctul meu de vedere, este mult mai simplu de adăugat o miniatură de aici, dar în principiu trebuie să faceți acel prim pas, să vă activați contul, după care, cât se poate simplu, repet, apăsați pe butonul editați miniatură sau adaugă miniatură, salvează și aveți acest thumbnail adăugat pentru clipul vostru. Repet, sunt niște pași foarte, foarte simpli de realizat, pe care oricine poate să facă. Aștept să-mi spuneți și părerea voastră, pe care dintre aceste aplicații, ori Google Chrome, ori YouTube Studio, o folosiți sau o veți folosi în mod regulat pentru a adăuga thumbnail-uri pe clipurile voastre. Dacă știți și alți YouTuberi începători sau avansați care încă nu folosesc thumbnail-uri și nu știu să le pună de pe mobil, vă rog să le trimiteți acest clip. Bine, până data viitoare, vă urez SEO plăcut!